eu sunt raportor din partea grupului socialiștilor, din partea Parlamentului European, pe un aviz privind rețeaua EURES, o rețea care să stimuleze ocuparea forței de muncă, mobilitatea, dar și să stimuleze libera circulație în cadrul statelor membre, la care se adaugă cele patru state care deja au rețea EURES, și mă refer la Norvegia, Islanda, Liechtensteinul și Elveția. Iar această rețea trebuie reformată, ca să-i spun așa, trebuie încurajată, pentru că oferă posibilitatea punerii în mod gratuit pe un site a CV-urilor tuturor celor care caută un loc de muncă, astfel încât angajatorii să-și poată găsi mult mai ușor decât cei care au nevoie în afacerile lor sau în companiile pe care le conduc. Ca o noutate, noi am susținut ca în această rețea EURES să fie introduse pentru prima dată uceniciile, pentru că, cu toate că ne confruntăm cu un șomaj, cu un procent mare la nivel european, sunt încă locuri de muncă care nu sunt ocupate datorită faptului că nu avem pregătirea în domeniul respectiv. Cred că este un program care poate stimula și tinerii, pentru că tinerii sunt mai dispuși mobilității, dar și pe cei care au peste 40 de ani și care nu își găsesc cu greutate un loc de muncă. Vreau să vă spun că noi am susținut foarte mult și implementarea acestui program la nivel transfrontalier. În prezent există deja 21 de parteneriate legate de acest program. Și ca să vă mai dau o cifră, să vedeți totuși că acest program este un program important și sper ca România să se implice activ în acest program, este faptul că peste 200.000 de cetățeni europeni sunt implicați în acest program transfrontalier între Franța, Germania și Elveția. Deci peste 750.000 de CV-uri se depun zilnic pe site-ul acestui program. Eu consider că prin raportul pe care îl coordonez vom aduce îmbunătățiri, vom aduce facilități, vom mai elimina din birocrație și că acest program reprezintă o soluție pentru șomaj, reprezintă o soluție pentru tinerii care se află în căutarea unui loc de muncă. Acest raport se discută mâine în grupul de lucru al socialiștilor europeni, luna viitoare în Comisia de Dezvoltare Regională și în luna martie acest program va fi votat la nivel european. Fiind un regulament, el va fi obligatoriu de aplicat în toate statele membre și eu cred că aduce un plus de valoare în ceea ce înseamnă ocuparea forței de muncă, în ceea ce înseamnă mobilitate și în ceea ce înseamnă libera circulație. Am susținut în acest program chiar popularizarea lui foarte mult, nu numai în mediul online, dar și prin alte surse, prin alte modalități, având în vedere că în mediul rural nu fiecare dintre tineri sau fiecare cetățean are acces la un calculator ca să poată să vadă facilitățile acestui program.